despre un mare predicator și om al lui Dumnezeu că a trecut printr-o piață la un moment dat și se certau în piața respectivă, nu știu ce erau, două femei, doi bărbați, în sfârșit două persoane. Și el s-a oprit și lângă el prietenul lui după o vreme îi spune: auzi, hai să plecăm, că nu-i locul nostru să stăm aici. Da, nu ne face bine nici subiectul, nici ce se întâmplă, haide să plecăm. Și l-a zis: nu, stai aici să învățăm cum trebuie să se predice. Acum, evident, omul respectiv nu s-a referit la înjurăturile sau la cuvintele de jignire care erau spuse de ceilalți, ci la cu totul altceva. Sesizați la ce anume? Mulțumesc, odată pasiunea, perfect, altceva. Îndrăzneala, mulțumesc. Ce mai poți învăța dintr-o ceartă? Ați observat că se repetă un lucru de 5, 6, 7 ori și te întreb: dar de ce o tot spune treaba asta, nu mai termină, că a spus-o odată, dar omul nici nu-ți dă seama că o repetă. Și o repetă, pentru ce o repetă de atâtea ori? Deci există un anume efort, cearta este un efort. Un efort de a-l face pe celălalt să înțeleagă o idee pe care tu o ai în cap, iar celălalt refuză totalmente să o accepte în mintea lui. Și atunci, cumva, ca să-i o forțezi, să o forțezi să intre în mintea lui, recurgi la procedeul numit ceartă. Și schimbi tonul, repeți de 20 de ori, folosești argumente de tot felul. Da. La nivel de anecdotă se spune că un tată urmărea pe soția lui cum spunea copilului mereu și mereu de același lucru și copilul tot nu pricepea și la un moment dat el se oprește și spune: auzi, dragă, de ce îi spui la acest cap de baston de 20 de ori același lucru? Și soția îi răspunde: dacă îi spun de 19 ori, nu pricepe. Deci trebuie să-i spun a 20-a oară, atunci pricepe el, atunci intră el în funcțiune. Cearta are cumva componenta asta. Vreau să înțelegem un lucru și anume că noi învățăm să ne certăm când? În copilărie. De ce părintele își ceartă copilul? Copilul, adică părintele își ceartă copilul pentru că la un moment dat copilul nu acceptă absolut deloc ceea ce spune tatăl sau mama, iar părintele încearcă să forțeze ideea respectivă în mintea copilului. Din punctul ăsta de vedere, părintele învață că cearta este un lucru util. Îi învață utilitatea. Păi dacă nu l-aș certa, ar pricepe el ceva? Nu ar pricepe nimic. Și așa, părintele învață utilitatea. Copilul care observă că el însuși nu pricepe decât în momentul în care mama sau tata îi spune de 20 același lucru și sub tensiunea aceea, ajunge și el la convingerea că, până la urmă, comunicarea cea mai eficientă și utilă se face sub formă de ceartă. Și atunci când un coleg de joacă nu pricepe un anumit lucru, el recurge la metodele părintești, și anume, el, copilul de 5 ani de zile, se ceartă, evident că da. Și după ce se ceartă la 5 ani, la 6 ani, la 7 ani, la 17 ani, este specialist în ceartă. Deja, da. Atunci, în momentul acela, el confundă iubirea cu cearta și se căsătorește pentru ca să aibă cu cine să se certe. Da? Și uitați, așa se continuă. El zice că toată treaba asta se numește dragoste. În realitate, de foarte multe ori, o căsătorie poate să fie și din nefericire se ajunge la despărțiri și la alte lucruri mai dificile. O căsătorie poate să fie o imensă luptă între doi indivizi care niciodată n-au ajuns să fie una. Niciodată n-au ajuns să fie una, întotdeauna au fost doi. Și pentru că sunt doi, întotdeauna încearcă ce? Să-și găsească locul. Când cei doi sunt una, nu mai e probleme cu găsirea locului. Când cei doi rămân doi, sunt întotdeauna probleme unde să-și găsești locul în funcție de celălalt, adică cine pe cine. Ziceți dumneavoastră, cine pe cine ceartă, adică cine învață pe cine, cine introduce în mintea celuilalt ideile, nu? Și cine
rezistă. Într-un fel oarecare, deci noi creștem cu ideea că cearta este o modalitate utilă de comunicare și uneori și necesară. Corect? E adevărat? Haideți să vă întreb. Faptele Apostolilor, capitolul 15, versetul 39. Mi se spune că Pavel și Barnaba, am învățat la studiu biblic. Deci 15 cu 39. Cred că, da? Neînțelegerea aceasta a fost destul de mare ca să-i facă să se despartă unul de altul. Vreau să vă întreb, când citiți dumneavoastră aici, neînțelegerea aceasta a fost destul de mare, ce înțelegeți? Înțelegeți ceartă? Înțelegem ceartă? Eu am auzit pe foarte mulți predicatori traducând cuvântul neînțelegere prin ceartă și printr-un viu schimb de vorbe. Aici nu zice schimb viu de vorbă, ci zice doar neînțelegere, dar neînțelegere mare presupune oare și ceartă? Se certau apostolii, nu se certau apostolii cum erau? Noi zicem nu, că și apostolii erau ca noi. Și dacă noi ne certăm, trebuia să se certe și ei. Se certau? Dacă noi credem că cearta este ceva productiv, atunci îi lăsăm și învățăm și pe apostoli să se certe și ei. Dacă credem că cearta nu este ceva productiv, atunci ne-ar fi oarecum teamă să spunem, ei s-au certat când știau bine că nu trebuie să se certe. Eu nu intervin aici în textul biblic nici să spun da sau nu, l-am folosit doar ca un exemplu, arătând că în funcție de ceea ce avem noi în minte, noi înțelegem ce scrie Scriptura. Uitați un alt exemplu, Galateni 2:11. Este vorba de momentul în care Pavel se întâlnește cu Petru, că vedeți, tot Pavel are probleme de felul ăsta, nu altcineva. Pavel se întâlnește cu Petru și în Galateni 2:11 zice, când a venit Chifa în Antiohia, i-am stat împotrivă în față, căci era de osândit, era de condamnat și i-am stat, m-am împotrivit lui. În ce înțelegeți? Înțelegeți ceartă sau nu? Dânsul spune că Petru a lăsat capul în jos și, da, știți ce înseamnă ceartă? Nu înseamnă neapărat ca celălalt să răspundă, ceartă înseamnă și să te cert eu, frate Lucian, și dumneata lași capul jos și tot ascult și tot dai din cap și zici așa, 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 și eu nu mai termin și te tot cer și tot ceartă este, adică, mulțumesc, dânsul spune că e de preferat să nu răspundă dânsul. În orice caz, observați un lucru, că noi am ajuns să credem că cearta este cât de cât necesară. Din cauza asta, surprindem cearta deseori și între frați. Surprindem cearta deseori și în biserică, mai ales când cineva nu înțelege sau nu vrea să înțeleagă. Dacă cineva nu înțelege sau nu vrea să înțeleagă, ce metodă ai să-l faci să înțeleagă? Spuneți-mi dumneavoastră. Păi până te rogi, până... nu avem metode mai rapide. Care este metoda rapidă? Și acum spuneți cinstit cum se întâmplă. Când nu înțelege fratele sau sora, ce faci? Schimb tonul. Ridici puțin tonul, arăți că tu ești superior, arăți că ai dreptate, după ce ai ridicat tonul, îi repezi de 10 ori același lucru și îi spui în așa fel încât să fie foarte clar că să fie foarte clar cine ceartă pe cine. Și așa rezolvăm noi în Biserica lui Dumnezeu, uneori, nu întotdeauna, evident, și eu le-am rezolvat așa, poate și dumneavoastră rezolvați așa, rezolvăm uneori problemele în biserică. Mai le rezolvăm așa și în familie. Și așa, ideea asta de ceartă, constructivă, zic unii, se perpetuează. Pe fondul ăsta, când citesc în Geneza 13, cuvintele lui Abraham, mi-e puțin rușine. Pe fondul ăsta. Versetul 8. Avram a zis lui Lot, te rog frumos,
Da. Rețineți. Rețineți faptul că Abraham îl roagă. Te rog. Să nu fie ceartă între mine și tine. 1. Între păzitorii mei și păzitorii tăi. 2. Căci suntem frați. Nu vă e puțin rușine? Că mie. Mie de mine, nu de altceva. Adică modul în care gândește Abraham este așa de diferit de modul în care tocmai l-am povestit acum. E așa de diferit. În primul rând spune, te rog eu frumos. Tonul, metoda pe care o alege Abraham aici, este una fantastică. Era în mijlocul unui scandal, fraților, și era în mijlocul unui scandal economic. Adică, până la urmă, nu-i mai încăpea țara, nu mai aveau apă, ajunseseră la o fântână și la fântână acolo slujitorii care încercau să-și adape turmele s-au certat. Și s-au certat în așa fel încât cearta n-a fost mică, a ajuns la stăpâni. Și în timp ce slujitorii se ceartă, pentru că vreau să înțelegeți că cearta e la nivelul robilor, cearta este stigmatul robiei pe care noi o purtăm în sufletul nostru. Robii se ceartă. Observați lucrul ăsta. Când problema a ajuns la stăpâni, observați cum se tratează. Se tratează altfel. La nivelul stăpânilor, stăpânii vorbesc, te rog frumos. Într-un fel oarecare, modul în care folosim aceste două metode, cearta și apelativul frumos, arată dacă suntem robi sau dacă Dumnezeu a făcut din noi niște stăpâni, măcar peste noi înșine. Spune, te rog frumos, între mine și între tine, dialogul, comunicarea, să nu fie cearta, niciodată. Dar cum să fie, Doamne? Spuneți dumneavoastră cum? Păi dacă nu ne înțelegem, cum să fie? Nu te înțelegi. Cum să fie dacă nu te înțelegi? Ziceți-mi. Și Abraham spune, tu la dreapta și eu la stânga. Decât ceartă, mai bine despărțiți. Vedeți dumneavoastră prețul certei sau al conflictului? Avram spune că e mai rău să te cerți decât să te desparți în viața de zi cu zi. Există o situație delicată când apare legământul. Când există un legământ între tine și Dumnezeu, între tine și biserică, între tine și soție, soț sau soție și soț, și legământul spune nu te voi despărți niciodată, nu mă voi despărți niciodată. Vreau să vă întreb, în asemenea relații de legământ, ce se întâmplă dacă îți permiți cearta? E cumplit, ajungi la concluzia că e mai rea înaintea lui Dumnezeu ca despărțirea. Tu stai împreună, tu și ea, soția și soțul, stai în biserică, certat cu fratele tău, dar stai în biserică, acolo că e legământul. Dumnezeu spune, e mai rău așa decât dacă ai pleca. Să nu vă imaginați că acum eu dau liber divorțului sau altor despărțiri și sau ieșiri din legământ sau plecat de la biserică, nu. Dar comparați, vă rog, cearta și vedeți ce greu atârnă în cântarul lui Dumnezeu. Este utilă sau nu? Vedeți, firea omenească îi găsește utilități. Am vorbit despre treaba asta la început. Dumnezeu spune, nu. Păi și ce-i de făcut, frate? Ce-i de făcut? Am scos din Proverbe câteva texte pentru noi. Sper să ne placă. Vă rog să observați împreună cu mine elementele componente ale certei sau cu alte cuvinte, cum se întreține cearta și cum se sfârșește ea. Proverbe 22:10. Izgonește pe batjocoritor și cearta se va sfârși.
Care este un element cheie în ceea ce privește cearta? Vă rog frumos, ziceți. Tare. Ziceți. Batjocoritorul. Dacă în biserică există cineva care batjocorește, dacă în familie există cineva care batjocorește, atunci să știi că cearta nu se va sfârși. Zice, izgonește pe batjocoritor și neînțelegerile și ocările vor înceta. Soluția? Ai grijă dacă ești între batjocoritori. Ai mare grijă. Fratele Lucian a observat un lucru și anume că noi avem dificultăți cu definiția termenilor. Ce înseamnă batjocoritor? Noi zicem batjocoritor, e ăla care își bate joc. Este și ăsta batjocoritor. Dar există și o altă batjocorire mai fină. Cum o definim? Lipsa de respect. Ați mai zis ceva? Sarcasmul. Ironia. Lipsa de respect. Sarcasmul. Mulțumesc. Noi învățăm foarte multe din societatea noastră. Învățăm foarte multe de la oameni. Și le învățăm pe astea. Și aducem ironia, aducem lipsa de respect, aducem sarcasmul. Unde le aducem? Nenorocirea este că le aducem cât mai aproape de noi. În cercul cel mai intim al nostru, le aducem acolo. N-au ce căuta, dar noi le aducem. În familie, soțul, soția, lipsă de respect, ironie, sarcasm. În biserică, în sfințenia lui Dumnezeu, în curțile lui Dumnezeu, ironie, lipsă de respect, sarcasm, etc. Aș vrea să rog biserica în după amiaza asta, după ce ne-am înviorat cu cântări frumoase de tipul ce bine e când frații cu dulce se unesc. Nu credeți că ar trebui să ne luăm un angajament să ieșim din cercul ăsta al batjocorii? 2. Proverbe 26:20. Când nu mai sunt lemne, focul se stinge. Și când nu mai este niciun clevetitor, cearta se potolește. Spuneți-mi, vă rog, primul a fost batjocoritorul. Al doilea este cleveritorul. Ce e cleveritorul? Mulțumesc. Cel ce bârfește. Ce? Textul spune că acolo unde nu mai este un bârfitor, cearta se potolește. Deci dă afară pe batjocoritor, dă afară pe cel ce bârfește. În familie. Dă afară pe cel ce bârfește. Cum e asta? Copiii aud tata spunând despre mamă, uite ce a făcut mama. Da. Mama, uite ce a făcut tata. Iar ei stau între ei și ascultă. În biserică. E ca și cum ai pune lemne pe foc. Și tot spui aceleași lucruri. Despre unul, despre altul. Și nu se mai termină. Și poate că nimeni nu se ceartă cu nimeni. Așa, pe din afară. Dar încep să descoperi scaune goale. Încep să descoperi că un frate nu mai poate să stea lângă sora. Sora lângă sora și așa mai departe. Încep să observ că se distanțează. De unde? Clevetitor. Avem mulți? Avem puțini? Suntem și noi printre ei? Fraților, cu cine ții? Asta e problema. Dacă ții cu Iisus Hristos și cu biserica Lui, de ce pui lemne pe foc? Și spun asta și îl întreb pe Valentin. Proverbe 26:21. După cum cărbunele face jeratic și lemnul foc, tot așa omul gârcevitor aprinde cearta. Deci cum se aprinde cearta? De unde începe? Aici zice gâlceavă, gâlcevitor. E puțin diferit gâlceava de clevetitor. Care e diferența între
gâlceavă și clevetire. Gâlceava, într-adevăr, este elementul de ceartă. Omul certăreț. E bine, aici spune așa, omul gâlcevitor aprinde cearta. Cum e asta? Cum e omul gâlcevitor? Poftiți? Omul oricare este prea sensibil și sare la orice vorbă, omul frustrat care își duce năcazul cu el, dar mai mult decât atât, este omul care este certat cu el însuși. El este un om certat gata. Îi mai trebuie un singur lucru și anume motivul. El este certat, gata, în continuu, îl vezi, este supărat, este îmbuvnat, este într-un colț, este întotdeauna pe dos. El este așa. E, dacă îi mai dai și un motiv, atunci s-a aprins totul. Suntem cumva în situația asta? De-aia când veniți la adunare, Domnul spune, haideți, veniți cu o față frumoasă, cu o față veselă, bucuria și pacea să fie caracterizarea felului tău de a fi. Nu veni certat gata, gâlcevitor. Să nu-mi spună ceva, că dacă îmi spune ceva, îmi și sare. Da. Ultimul punct pe care vreau să-l aduc din Sfânta Scriptură este în Proverbe 29:9. O altă problemă în legătură cu cearta este când se ceartă un înțelept și un nebun. Zice așa, când se ceartă un înțelept cu un nebun, să se tot supere, să se tot râdă, căci pace nu se face. Nu se poate. De ce oare? De ce oare? Când se ceartă un înțelept cu un nebun. Esența certei este momentul în care nu e posibil un dialog între doi oameni. Dacă nu e posibil un dialog între doi oameni, unul fiind foarte înțelept și altul fiind foarte nebun, cei doi nu se pot înțelege, folosesc aceleași cuvinte, același limbaj, dar ei nu se pot înțelege niciodată. Ei bine, esența certei este această lipsă de înțelegere. Ca să calmezi o ceartă, trebuie să vii cumva să te înțelegi unul cu altul. Ori pentru că unul este prea înțelept și celălalt este prea nebun, niciodată nu se înțeleg. Care-i soluția? Poftiți? Care-i soluția? Zice să se tot supere și să se tot râdă și nu găsești soluția. Și așa se întâmplă. Te tot superi și nu ajungi niciunde. Pe urmă râzi, încerci și cu râsul și nu ajungi niciunde. Păi ce faci, domnule? Da. E foarte greu să-i ceri unui înțelept să facă pe nebunul. Dar s-ar putea întâmpla ca în condițiile astea cei doi să se înțeleagă mai bine. Pentru că ajung la același limbaj. Și textul spune, răspunde-i nebunului după nebunia lui ca să nu creadă că e înțelept. Și atunci, în sfârșit, înțelege ceva. Că e foarte greu să-i spui nebunului să se facă înțelept, că nu poate. Și atunci, singura șansă este să vorbești cu înțeleptul și să-i spui, băi, schimbă tu ceva, că cu el n-am cum. Și atunci, schimbă înțeleptul puțin tactica pentru ca să poată să se înțeleagă cu cel care este imposibil să te înțelegi. Deci, haideți să recapitulăm puțin câteva categorii. Dacă vrei să sfârșești o ceartă, uită-te cine bagiocorește. Și dă la o parte. Și cearta se va sfârși. 2. Dacă vezi că o ceartă nu se potolește, uită-te cine clevetește. Cine nu mai termină cu clevetitul și cu bârfa. Dă la o parte și cearta se potolește. Dacă vrei să vezi cine aprinde cearta, uită-te după clevetitori. Și dacă vezi un clevetitor, să știi că de acolo pornește cearta întotdeauna. Fii atent că de acolo pornește. Problema aceasta care e aici
este că niciunul dintre cei ce sunt batjocoritori, clevetitori, gâlcevitori sau cum vreți dumneavoastră, el nu vede asta despre sine, în dreptul lui. Asta e cea mai mare problemă, fraților. Eventual o poate vedea celălalt, dar el nu o vede. Adică, atunci când vorbești cu un batjocoritor și spui că nu e bine să batjocorească, el spune, așa este, nu e bine să batjocorească, atâția batjocoritori văd aici de jur împrejur, dar el niciodată nu se vede pe sine batjocoritor. Cum faci să-l faci să se vadă batjocoritor? Când vorbești despre bârfitori, bârfitorul niciodată, dar din experiența mea, niciodată nu recunoaște că el ar bârfi pe cineva. El spune, eu? Niciodată. În casa mea nu se bârfește. Eu nu vorbesc de rău. Vin alții și atâtea probleme îmi fac că vin ei și mă bârfesc de rău și vorbesc de rău și eu le spun să nu mai vorbească că m-am săturat. Și te uiți așa și zici, ce se întâmplă? Cel ce vorbește mult, niciodată nu vede că vorbește mult. El spune, nu, eu nu vorbesc mult niciodată, ceilalți vorbesc în continuu. Mă întorc la textul biblic care spune, te rog, știi, suntem frați. Motivul pentru care n-ar trebui să existe niciuna din toate astea este că suntem frați cu cine? Asta e tot. Suntem frații lui. Că dacă eu sunt doar frate cu tine sau frate cu tine, nu există nicio rezolvare. Că și tu te porți ca mine, eu mă porc ca tine, suntem acasă, ne spălăm rufele. Dar noi suntem frați cu cine? Cu Iisus. Frate cu El? Faci parte din familia Lui? Îmi dai voie de acum înainte să te numesc cu adevărat fratele lui Iisus? Să te numesc așa. Tu ești fratele, ești sora lui Iisus Hristos. Și ai grijă să-mi vorbești ca sora lui. Să vorbești cu mine ca fratele lui. Ca să pot să vorbesc și eu. Mărturii pentru biserică, volumul 1. Lipsa bunătății, mânia și nemulțumirea alungă prezența Domnului Iisus din casele noastre. Mai suntem frați cu El? Ați fost atenți cu mine? Am nevoie să fiți atenți, repet. Lipsa bunătății, mânia și nemulțumirea alungă prezența Domnului Iisus din casele noastre. Mai putem fi frați cu El? Nu. Am văzut îngerea lui Dumnezeu fugind din familii în care se auzeau cuvinte neplăcute, amenințări și certuri. Cine fugeau din familii? Îngerii lui Dumnezeu. Din ce cauză? Certuri, cuvinte, amenințări. Fraților, nu ne dăm seama cât de important este să nu ne uităm statutul. Să nu uităm că suntem frații lui Hristos. Să nu fie ceartă între mine și tine, pentru că suntem frați. Frați cu El. Poartă-te ca fratele Lui. Poartă-te ca sora Lui. Te rog frumos. Satana este încântat de dispute. El, nu Domnul Iisus Hristos. Satana se străduiește fără încetare să provoace neîncredere, înstrăinare și răutate printre oamenii lui Dumnezeu. Adesea vom fi ispitiți să simțim că drepturile ne sunt încălcate în mod abuziv, când de fapt
Nu există nicio cauză reală pentru asemenea simțăminte. Disputele, certurile, acțiunile în justiție între frați sunt o dezonoare pentru cauza adevărului. Aceia care întreprind astfel de acțiuni expun biserica la batjocura vrăjmașilor ei și determină triumful puterilor întunericului. Ei îl străpung din nou pe Hristos, expunându-l în fața rușinii publice. Mai departe, mi se spune așa, aceasta a fost din Mărturii pentru Biserică, volumul 5, pagina 242, un manuscris, pagina 64, din anul 1898, Ellen White scrie, în trecut, adventiștii de ziua șaptea nu au apelat niciodată la tribunalele omenești, dar acum a fost făcut lucrul acesta. Dumnezeu l-a îngăduit pentru ca voi, cei care ați fost înșelați, să puteți înțelege puterea care îi conduce pe cei cărora li s-au încredințat mari responsabilități. Adică, cu alte cuvinte, te las să mergi acolo pentru ca să-ți dai seama puterile care sunt în spatele deciziilor care se iau în lumea aceasta. Din cauza asta te-am lăsat să mergi acolo. Unde sunt străjerii lui Dumnezeu? Unde sunt oamenii care vor sta umăr la umăr, inimă lângă inimă, cu inimile stăpânite de adevărul prezent pentru timpul acesta? Unde sunt? Cu alte cuvinte, unde sunt frații? Asta e. Unde sunt frații? Ce caută? Unde sunt? Certurile dintre frați întârzie cea de-a doua venire a lui Iisus Hristos. Evanghelism, pagina 696. Necredința, murmurarea, răzvrătirea manifestate timp de 40 de ani au închis porțile țării Canaanului în fața poporului Israel din vechime. Și acum, necredința, spiritul lumesc, neconsacrarea și certurile dintre cei ce se declară a fi poporul Domnului sunt tocmai ceea ce ne-a ținut și ne ține încă în această lume a păcatului și a durerii atât de mulți ani. Este cazul să ne dăm seama unde suntem. Este cazul să înțelegem că trebuie scurt, repede, să facem modificări mari în viața noastră. Nu este timp pentru conflicte și certuri. Și cu asta dați-mi voie să închei. Bărbații și femeile care declară că îi slujesc Domnului se mulțumesc să-și ocupe timpul interesându-se de lucruri de mică importanță și complăcându-se într-o atmosferă conflictuală. Lucruri mici, conflicte mari. Dacă ar fi consacrați lucrării maestrului, nu s-ar antrena în disesiuni și certuri asemenea unor copii recalcitranți și indisciplinați. Copii? Copii. Asta suntem. De fiecare dată când ajungem la conflicte, de fiecare dată când ajungem la certuri, nu uitați că cerul ne vede ca niște copii nedisciplinați, răi, răsfățați, râzgâiți, cum vreți dumneavoastră. Fiecare persoană, dacă și-ar ocupa locul la datorie, lucrând cu trup și suflet ca misionar al crucii lui Hristos, lucrătorii ar răspândi în activitatea lor de slujire spiritul rugăciunilor și al compasiunii unei biserici în redeșteptare. Ei ar urma călăuzirea Domnului Hristos și nu ar avea timp pentru conflicte și certuri. Mă opresc aici, aș vrea doar să vă mai comunic o idee că anume în Hristos Lumina Lumii, pagina 51, ne spune că cearta este caracteristica spiritului de fariseu. Clar, dacă vezi că te cerți și că îți place cearta, ești în aceeași categorie cu fariseii de altă dată. Repet, Hristos Lumina Lumii, pagina 51. În seara asta aș vrea să ne oprim aici și aș vrea să cerem lui Dumnezeu în rugăciune două lucruri. Punctul numărul 1. Să nu uităm cine suntem. Că suntem frați cu Domnul Iisus Hristos. Și punctul numărul 2. Să nu uităm cine suntem. Și anume, că suntem un trup, o biserică, în care unitatea ar trebui să ne conducă
Să așteptăm revenirea Domnului Iisus Hristos. Să nu mai pierdem timpul în tot felul de lucruri mici, în conflicte, în neînțelegeri. Să nu întârziem cea de-a doua venire. Să dăm la o parte bârfa, gâlceava, ce mai era. Poftiți? Bagiocora. Domnul să ne ajute și vă invit să ne rugăm pentru aceasta. Amin. Tatăl nostru, ne-am ridicat înaintea Ta pentru că dorim o imagine mai frumoasă despre noi înșine. Dorim să ne convingi încă o dată că suntem frați cu Tine, că suntem frații Tăi. Am dorit ca săptămâna care începe în momentul acesta să fie o săptămână în care eu și fiecare dintre noi să putem arăta asta. Apoi, am vrea, Părinte, să nu uităm că ne-ai lăsat să fim frați unii cu alții. Și că nu încape între noi, Doamne, niciodată nimic care ar aduce a neînțelegere, a conflict, a ceartă, a nemulțumire. Te rugăm să ne dai Duhul Tău cel Sfânt, care să potolească, Doamne, în noi acele vicii de caracter care ne conduc spre o asemenea experiență. Înlătură dintre noi bârfa, gâlceava, nemulțumirea, lipsa de respect. Și ajută-ne să considerăm întotdeauna pe fratele nostru mai presus de noi. Iar Tu să fii fratele nostru cu adevărat. Prin Domnul Iisus Te-am rugat. Amin. Vă invit să rămânem pe picioare și o să invit pe frații mei să...